Primăria Chișinău va aloca 2,5 milioane de lei din fondul de rezervă pentru a interveni în sectoarele Rășcan și Ciocana, unde furtuna de mărțări a făcut prăpăd. Edilul Ion Ceban le-a dat subalternilor săi la dispoziție 3 zile pentru a face ordine în oraș. Potrivit edilului, banii sunt destinați pentru restabilirea acoperișurilor smulse de vânt și reabilitarea curților de bloc afectate. Sunt necesare și intervenții urgente la rețele, mai spune Ceban. Au fost afectate multe acoperișuri, mașini, mulți copaci căzuți, smulși de rădăcină, casele blocurilor de locuit inundate. Pentru a face ordine în oraș, angajații tuturor preturilor și ai întreprinderilor responsabile vor activa în sectoarele Rășcan și pe străzile din Ciocana, care au fost cele mai afectate. Autoritățile anunță că în următoarele două zile va fi oprit iluminatul stradal în aceste sectoare. Ceea ce este nevoie să contractați la particular, dacă este nevoie suplimentar de turnuri, dacă este nevoie suplimentar de tehnică, dacă avem undeva nevoie suplimentar de oameni și avem de unde găsi acești oameni, rog să fie contractați comercial. Și salvatorii au intervenit pentru a pompa apa din subsolul unor blocuri. În comuna Gretiești, din municipiul Chișinău, a fost nevoie de intervenția angajaților IGSU după ce o creangă a căzut peste o conductă de gaz.